Gloria Buzău a remizat sâmbătă cu Sport Club Bacău, scor 1 la 1 într-o partidă din etapa a 23-a a seriei întâi din Liga Secundă. Golul echipei din Crâng a fost marcat de Pantelie în ultimele minute de joc. După acest rezultat, buzoienii s-au îndepărtat și mai mult de play-off. La prima vedere, rezultatul de la Bacou este foarte bun, însă aproape inutil din moment ce gazele păstrează prima șansă de a se califica în play-off. Partida dintre cele două formații a fost una extrem de ștearsă, cu realizări puține și fotbal și mai puțin. Prima acțiune, cât de cât periculoasă, s-a consumat la poarta buzoiană abia minutul 30, atunci când șutul lui Luncanul a lovit bara din stânga porții apărate de Stoicescu. Peste șapte minute, Băcoane au deschis corul prin Ungureanu, foarte bine angajat de Hurdubei, vârful gazelor, învingându-l pe portarul buzoian cu un șut puternic de la 10 metri. După pauză, elevii lui Ion Viorel au dominat teritorial, profitând și de pasul înapoi făcut de Băcăoani. Gloria a egalat în minutul 77, atunci când, în urma unui corner, Bobe scăpa din marcaș de șchiopu, a înscris lejer din careul mic. După acest 1-1, echipa din Crâng rămâne pe locul 7 cu 23 de puncte, la egalitate cu unirea Tărlungen, echipă care a învins surprinzător la Slobozia. Antrenorul Ion Viorel a folosit în meciul cu Sport Club Bacău următoarea formulă. Stoicescu în poartă și jucătorii de câmp, Bogdan Dumitru, Bârsănel, Agache, Vlaicu, Voicu, Mihăescu, Marcu, Burlacu, Gabiu și Pantelie. Pe parcurs au mai intrat Crețu, Bobe și Paul Aba. Iată și celelalte rezultate consemnate etapa trecută. CSMS Iași, Rapid, CFR Suceava 5 la 0, FC Clinceni, Dunarea Galați 2 la 1, CF Brăila, ACS Bercen 0 la 1 și Unirea Slobozia, Unirea Târlungeni 1 la 2. Runda viitoare, Gloria Buzou va întâlni pe teren în propriu formația CF Brăila.